39, cum s-a întâmplat? Dar n-ați văzut-o? Cum? A trecut o mașină așa și nu a trecut imediat pe trecere. Dar n-ar fi trebuit să reduceți viteza? Am avut mai mult de 45 de ani. Păi a rămas ghiozdanul copilului pe bară. Am avut o buiară foarte puternică, foarte, foarte puternică și imediat când am ajuns aici am văzut trei fete întinse pe asfalt. Două mai aproape de mașină și una mai la distanță. Și apoi am sunat imediat la salvare. Și am spus că sunt trei persoane și trebuie trei salvări. Fetele speriate rău de tot, rău de tot. Fetița cea, Alexandra, era picată jos aici, nu se mișca, iar celelalte erau acolo la magazin în față. Da, sunt fetițele din clasă de la noi, sunt prietene cu fata mea, cu fetele mele. În ce clasă? Sunt clasa a șaptea, la școala a șasea. Da. Ele veneau în drum spre școală și le-a accidentat dânsul, care două, v-am zis, sunt un pic mai puțin așa și una e mai gravă. Deci cealaltă a dus-o la spital, acum ce o fi, nu știu, sperăm să fie bine, că da. Fetele mergeau la școală? Da, 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 veneau la școală, veneau schimbul 2 la școală și... Traversau petrecere? Da, păi normal, petrecere, păi să și vede, da. Acum Dumnezeu știe. Eu... Accidentul rutier s-a produs pe fondul neacordării priorității de trecere pietonilor, angajați regulamentar în traversare, pe trecerea pentru pietoni. Ce se întâmplă cu fetițele, în ce stare sunt? Din primele investigații ale celor de la spital, se pare că victimele sunt accidentate ușor. Ce vârstă are șoferul? Acum se fac cercetări cu privire la identitatea și vârsta celor implicați. Ce a spus șoferul? Ce a motivat? Din ce cauză n-a putut să frâneze? Sau... Se continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a modului în care s-a produs accidentul de circulație. Da, la fața locului s-au găsit trei victime, adolescente, toate sunt conștiente, stabil hemodinamic și respirator, șoferul în vârstă de 63 de ani, care este într-o stare de șoc, hipertensiv la momentul ăsta, refuză transportul la spital. I-a venit rău la volan? Ce v-a spus? Se pare că nu. Are probleme cu inima? Cardiac, să știe, nu probleme foarte grave, în schimb, se pare că ar fi niște probleme în familie care le are, un decen sau soție, am înțeles, mai multe nu pot să vă spun. Dar nu știu să vă gata să iau, a fost aceea și Da. Cu ea? Da. Au fost lovite rău? Bolerul nu mai pot? Nu, a fost șoferul și nu e. Poate.
Deocamdată nu. Hai că te-apă le plec, mai am o gravidă. Stai. Da, nu, da.